Deși membrii Biroului Electoral Județean încă lucrează, alegerile locale din acest an au ajuns la final. Rezultatele finale la nivelul județului Buzău, numărul total alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost de 390-113 alegători. Din numărul total al buletinelor de vot distribuite la nivelul județului Buzău, un număr de 44.331 au fost primite. Pentru că prezența la urne a fost de puțin peste jumătate din numărul total de alegători buzoieni, o parte dintre buletinele de vot au fost returnate intacte. De asemenea, au existat și buletine de vot anulate, care au fost consemnate ca atare. Numărul total al voturilor nule a fost de 13.710 la nivelul județului Buzău. Cum stă la primărie? Din numărul total al mandatelor distribuite, la nivelul județului Buzău, Partidul Social Democrat a obținut 76 de mandate, Partidul Național Liberal a obținut 8 mandate, Partidul Social Românesc un mandat și un candidat independent un mandat. La consiliile locale, câștigătorii detașați au fost tot PSD-iștii, care au obținut 662 de mandate, urmați de peneliști cu 269 și PSRO și ALDE cu 45, respectiv 43 de mandate. 16 candidați independenți au devenit la rândul lor consilieri locali în urma votului liber exprimat al populației buzoiene. În Consiliul Județean majoritar este tot PSD-ul cu 20 de consilieri, urmați de liberali cu 9 mandate, ALDE și PSRO cu câte 2 mandate. Partidul Național Liberal și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților au obținut câte un mandat la redistribuirea voturilor. Votarea s-a terminat în toate circumscripțiile și în toate cele 427 de secții. Vom avea balotaj, avem de fapt balotaj la Vâlcerele. Așteptăm să vedem când va fi stabilită data celui de-al doilea tur. Anul acesta, alegerile locale au decurs în liniște și fără evenimente majore.